Maestrul militar Laurențiu Chiru, mort în tragedia aviatică din județul Bacău, s-a întors vineri seară acasă în Sicriu. Vineri seară, Sicriul cu trupul neînsuflețit al maestrului militar Laurențiu Chiru, în vârstă de 33 de ani, mecanic de bord, mort joi în tragedia aviatică din județul Bacău, a ajuns la Titu. Sicriul, care a fost adus din București, a fost acoperit cu tricolorul și a fost transportat la Titu cu un camion militar. De Sicriul acestuia nu s-a dezlipit mama și prietena militarului, ce urma să-i devină soție în vara acestui an. Doi militari au coborât din camion crucea și un tablou. Al șase militari au purtat pe umeri Sicriul maestrului militar Laurențiu Chiru, acoperit cu steagul tricolor, până în incintea capelei Bisericii Sfântul Constantin și Elena din centrul orașului Titu. De la București către Titu, alături de camionul militar cu care a fost adus Sicriul, au mai fost un microbuz al Ministerului Apărării Naționale, care a transportat cadre militare, mama, sora și prietena lui Laurențiu Chiru, și o ambulanță, cadrele medicale fiind pregătite să intervină în cazul în care cuiva i s-ar fi făcut rău. La capela din Titu, toți prietenii, rudele, colegii și vecinii l-au așteptat pe Laurențiu să-i aducă un ultim omagiu. Era un băiat extraordinar, un băiat bun. Un băiat care s-a dus și băiatul meu s-a dus și el acum, pe 2 ani de zile. Un băiat nemaipomenit. Da, da, să pregătea, da, cu o fată bună, o fată bună, dar soarta l-a adus tot în 4 blăni. Un băiat extraordinar, niște părinți extraordinari care nu știa ce să-i facă, ce să-i ofere. Îl așteptam mâine acasă, că era ziua tatălui lui. Deci, asta e viața. Dumnezeu își pregătise tot să vină în coșciug. Nu știați de mine. Da, da. Era un băiat extraordinar și frumos și cu minte și respectos și toate. Era pasionat de cariera lui de militar. Da, da. Da, da. A fost un băiat extraordinar. A muncit să ajungă și uitați unde a ajuns. A mers pe urmele tatălui. Da, da, da. Și tata a fost tot în armată. Prietena lui Laurențiu Chiru este tot cadru militar, iar în vară ar fi trebuit să-i devină soție eroului căzut la datorie. Tatăl militarului spune că zborul era pasiunea lui încă de mic, când îl însoțea la baza aviatică de la Boteni, unde acesta lucra. Era un copil minune care iubea aviația. Era pasiunea. Mai mult. De mic copil a făcut liceu militar, școala militară, zboară de foarte mulți ani pe acest socat, cumă 330, nu știm nici domnul general, nici domnul ministru, până nu se cercetează, nu se știe cauza. Cât de cât, la vârsta lui de 33 de ani. Da. Da, mecanicul de bord. Mecanicul de bord. Da. Da, da. Eu am apucat cât de cât pensia. El, asta a fost să fie și... Acum, luați cu dumneavoastră, cum a prins dragul? De mic l-am luat în unitate, aici pe Boteni, unde a fost unitatea de aviație. S-a îndrăgostit? Mult de tot. Mereu îi spuneam, lasă tată, nu e bine, nu.
Știam. Mereu, mama lui mereu îi spunea, lasă și aici la sol, stai la sol, nu. Nu vroia pentru că iubea foarte mult, în special Puma. Băiat liniștit, un băiat calculat. Era mândria familiei. Pot să spun, nu pot să mă pronunț eu. Fiecare părinte își iubește părintele, poate nu îi spune că îl iubește pe el sau pe el. Dar oricum, era preferat. Pasionat, da, asta ce v-a spus și tata lui. Din dragoste a făcut treaba asta. Așa a fost să întâmple. Nu putem. Era ziua tatălui. Înmormântarea va avea loc duminică la Titu, localitatea unde maestrul militar Laurențiu Chiru a copilărit. Maestrul militar Laurențiu Chiru a fost un erou la datorie, dar și în viața personală. Laurențiu Chiru, de mic copil, a fost un erou care a știut să înfrunte greul. La o vârstă destul de fragedă, Laurențiu a fost părăsit de tatăl natural, iar el a fost crescut de actualul tată. Laurențiu ar fi trebuit să vină astăzi acasă la ziua tatălui său, însă a ajuns mai devreme într-un sicriu.